Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem chiar seara la filmare după o zi absolut cumplit de caldă, cum a fost, de fapt, foarte multă parte din postirea aceasta a dormirii Maicii Domnului. Îmi permit să spun că năduful de afară e periculos doar pentru cei care poartă cu năduf și pe dinăuntru oarece supărare și întristare. De aceea, îngăduiți-mi ca de azi începând, până în ziua cea binecuvântată a dormirii Maicii Domnului, să reînvățăm împreună care este specificul creștinului, în ce mod iese el din năduf și zăpușeală. Cuvântul Scripturii de astăzi care ne ajută este din Evanghelia de la Matei, la capitolul 16, ni se spune așa: și apropiindu-se fariseii și saducheii și ispitindu-l, i-au cerut să le arate semn din cer. Iar el, răspunzând, le-a zis: neam viclean și adulter, cere semn și semn nu se va da lui decât numai semnul lui Iona. Sunt convins că cei care ați fost la ora de religie, dacă nu întrebați pe copii, ei știu sigur, profetul acesta al Vechiului Testament, un pic supărat pe Dumnezeu, că n-a împlinit raderea Ninivelui de pe fața pământului și a părut a fi un profet neserios, nu s-a bucurat de pocăința oamenilor, cât de ratarea lui profetică. Și primește două lecții, una cu un curcubete în pustie, dar cea de-a doua este înghițit de chit în străfundurile mării. Semnul lui Iona este ieșirea lui după 3 zile de întuneric, de spaimă, de lichiditatea morții la suprafață, în lumină, semnificând în felul acesta prezența învierii Mântuitorului Hristos. Semn învierii este semnul lui Iona. N-au înțeles cei de atunci, uneori nici cei de astăzi, care continuă să caute semne la Hristos, deși semnul învierii lui rămâne fundamental. Cuvântul Sfântului Vasile cel Mare, pe care îl avem în continuare călăuză în perioada aceasta apostolului, ne spune așa: ce este specific creștinului? Credința trăită cu iubire. Ce este specific credinței? O convingere sigură a adevărului cuvintelor inspirate de Dumnezeu, care nu este supusă nesiguranței niciunui gând, fie de natură umană, fie ascuns sub aspectul evlaviei. Se leagă oarecum de Iona, care din evlavie, pentru propria lui postură de profet, softică un pic că n-a trăsnit Dumnezeu Ninivele și l-a făcut oarecum profet mincinos. Revin, Ninivele a rămas în picioare nu pentru că profetul a vrut, ci pentru că profetul, făcându-și datoria, oamenii s-au pocăit și au încercat să fie mai buni. E mesajul pe care de fapt îl transmitem în fiecare seară la zi de zi. Încercați să fiți mai buni, încercați să faceți din tot ceea ce auziți în jur ca fiind val, supărare, tristețe, năduf, semn al pocăinței și al încercării de a vă schimba, și dăruiți-Lui Dumnezeu sufletul curat, bucuria de a ști că este Dumnezeu peste niște oameni cât se poate de normali, cât se poate apropiați de Dumnezeu. Și nu uitați o clipă, ce este specific creștinului? Credința trăită cu iubire. Mâine este o nouă zi.